La ședința de Consiliu Local Municipal de ieri, votul din partea liberalilor a fost diferit la mai multe proiecte de hotărâri. De exemplu, lipsa de unitate a fost vizibilă la proiectul legat de amenajarea unui punct de informare turistică pe strada Cuza-Vodă, zona recent reabilitată. Vechii liberali au votat pentru, în timp ce foștii pedeliști s-au exprimat împotriva acestei inițiative. Acolo s-a rupt unitatea asta a PNL-ului la vot. Au votat 5 împotrivă și ei lați doi întrebați, zice, dom'le, așa ni s-a spus, că a fost liberal, că e prieten cu noi. Deci noi încă mai votăm și după aducerea minte. Nu facem pași înapoi. Nu știu ce să zic, eu nu sunt de acord cu așa ceva. Întrebat despre motivele acestor neînțelegeri din interiorul organizației PNL, deputatul Cezar Preda a evitat să dea un răspuns. Am explicat numai de o doua explicație. Nu mă băga pe mine, că eu sunt prea vechi politician să încep acum să mă leg de colegii mei. Lasă, că am eu în interior, acolo le spun eu lor cum e, cu prieteniile. Copreședintele Preda a fost întrebat și dacă au fost începute sondaje de opinie în urma cărora trebuie desemnat candidatul PNL pentru fotoliul de edil șef al orașului Buzău. Nu. N-a început, pentru că sondajul va începe când vor fi candidații foarte bine stabiliți, mai ales la nivelul municipiului Buzău. Aici Partidul Național Liberal nu își poate permite să nu ofere buzoienilor alternativa pentru următorii 8 ani. Deci candidatul Partidului Național Liberal, care va fi, din punctul meu de vedere, candidatul cu cele mai mari șanse, va trebui să fie un om, într-adevăr, pentru viitorul Buzăului. Și nu am decis până la această oră cine va fi, cine va intra în bătălie. Declarația dată astăzi de Cezar Preda într-o conferință de presă se bate cap în cap cu ceea ce liderii liberali buzoieni afirmau la începutul lunii august. Ambii șefi ai PNL Buzău susțineau atunci că s-a stabilit lista internă a celor care vor să devină candidați la funcția de primar. Avem candidați înscriși, domnule copreședinte, la funcția de primar, avem vreo 4. Avem 4 candidați care intră într-o competiție normală, internă, reală, internă, și cel mai bun dintre candidați, care va fi anunțat la momentul oportun, va fi cel care se va bate la primăria municipiului Buzău. Contradicțiile vădite pe marginea acestui subiect sunt o dovadă că liderii PNL nu mai știu cum să acopere problemele interne din cadrul organizației. De altfel, în vara acestui an, tot copreședinții Preda și Bădulescu declarau că la sfârșitul toamnei va fi anunțat candidatul liberal pentru prima funcție din Palatul Comunal.